Primus Papam este anunțul care a făcut fericiți și peste 1 milion de catolici din România. Și la Iași, bisericile au fost pline astăzi de credincioși veniți să asiste la slujba de mulțumire închinată noului suveran pontif. Fum alb a ieșit miercuri seară pe coșul capelei Sixtinei, indicând alegerea noului papă. Jorge Mario Bergoglio are 76 de ani și din 2001 a fost cardinal de Buenos Aires. Dumnezeu l-a ales prin cardinal elector ca o surpriză pentru toată lumea. Un papă pentru cei în suferință săraci, pentru cei bolnavi. Bisericile catolice au fost pline încă de la slujba de dimineață. Oamenii, indiferent de naționalitate, au venit să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru noul papă. I think it's a good choice because the Holy Spirit is always guiding the church. So what God gives, it's always good. So I thank God for that. Dacă cardinal a ales pe el, înseamnă că au avut încrederea în el și noi avem și încrederea că să conducă biserica după inima lui Isus. El urmează exemplul Sfântului Francisc. Deci eu mă aștept să lucreze pentru în favoarea carității, să lupte pentru dreptate, să lucreze la construirea unui lumii mai bune. Noul papă, primul suveran pontif de origine sud-americană, este cunoscut ca fiind un om simplu și retras, iar inițiativele lui caritabile au făcut deja în conjurul lumii. S-a apropiat de cei bolnavi de sida, spălându-le picioarele și sărutându-le, cum a făcut Iisus? Ca un adevărat iubitor de oameni, iubitor de cei săraci. Francesc I, așa cum este numit noul papă, va fi întronizat până la sfârșitul acestei săptămâni. Primul mare eveniment la care va participa va fi pe 31 martie, atunci când peste 1 miliard de catolici sărbătoresc învierea. Discutăm despre alegerea noului suveran pontif cu părintele Adrian Blăjuță, preot romano-catolic. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! S-a ales noul papă, așadar, părinte, o bucurie mare pentru lumea catolică. Habemus papam! Avem papă și această exclamație a fost pe buzele a peste 2 miliarde, cred că, de oameni, nu doar creștini. Ați văzut, mijloacele media au fost în permanență, au fost în legătură directă cu acel horn, acel burlan prin care a ieșit fumul, fumul alb. Avem papă, Papa Francisc, care, iată, vine de departe. Vorbiți-ne puțin despre noul suveran pontif. Ce fel de om este? Chiar în cuvântul său de aseară a spus așa, printr-o glumiță, ați căutat, adresându-se, nu, și cardinalilor, ați căutat un papă, un suveran pontif, un om pentru a conduce biserica și l-ați căutat departe, tocmai până la capătul lumii. Și iată-ne aici. Papa vine din Argentina, a fost arhiepiscop, cardinal arhiepiscop de Buenos Aires. El provine dintr-o familie de imigranți din Italia. S-a născut în anul 1936. Tata lucra la acest mijloacele feroviare, sigur, era implicat în această muncă. Mama era casnică. A crescut acolo, în Buenos Aires, a făcut studiile de chimist și a dat seama că nu-l mulțumește această misiune, această meserie și a dorit să intre în Ordinul Iezuit, să devină preot. În anul 1958 intră în seminarul Iezuit. Ce ne puteți spune despre evoluția sa în interiorul bisericii? Ca seminarist s-a pregătit, a luat licența de filozofie, teologie. Sigur, a ajuns preot în anul 1969, a ajuns apoi în anul 1992 episcop auxiliar de Buenos Aires. În 1997 a fost arhiepiscop coadjutor al arhiepiscopiei de Buenos Aires. Un an mai târziu a devenit arhiepiscop titular al acestui scaun al Buenos Airesului din Argentina. În 2001, papa Ioan Paul al II-lea l-a creat cardinal. Apoi a făcut
parte din mai multe congregații de la Vatican, a scris și cărți, între timp scrisese și cărți de spiritualitate și sigur a fost profesor, a fost și paroh înainte. Iar astăzi este papă. Iar astăzi este papă. Putem vorbi despre trei premiere, să le luăm pe rând. Așa cum ați menționat, este primul papă iezuit. Ce înseamnă iezuit? Este primul papă iezuit. Asta înseamnă că primul gând care ne vine în minte este un papă deștept. Este într-adevăr un papă deștept pentru că iezuiții învață mult, studiază foarte mult, aparține acestui ordin care a apărut în secolul XVI în biserică și într-o perioadă de această agitație cu protestanții, sigur. Este un papă iezuit și iezuiții se remarcă prin inteligență, prin studiu, dar și prin această operă misionară de a merge și aduce Evanghelia, vestea cea bună la cât mai mulți oameni. Este primul papă din America de Sud. Ce înseamnă acest lucru pentru Vatican? Este primul papă, într-adevăr, din America de Sud. Pentru Vatican este, cred, și un semnal de alarmă pe care domnii cardinalii au dorit să-l atragă pentru biserica din Europa, unde este o situație destul de grea și din punct de vedere religios, din punct de vedere al trăirii credinței, este o secularizare crescândă din ce în ce mai mult, iată, oamenii se îndepărtează de biserică și cred că acești cardinali au dorit să aleagă un papă dintr-un loc unde biserica, unde credința este în floare, unde se trăiește credința cu mai multă fervoare. Și iarăși este într-un loc unde sărăcia este la ea acasă. Și l-au ales pe acest papă, Francisc, tocmai pentru că este un bun cunoscător al omului sărac, atât material, dar și al omului sărac și spiritual. Că tot ați menționat, a treia premieră este numele pe care l-a ales Francisc, în onoarea lui Francisc d'Assisi. Ce reprezintă acest sfânt pentru Biserica Catolică? Sigur, în secolul 12-13, iarăși era o perioadă de criză în biserică și acest Francisc din Assisi, sărăcuțul din Assisi, cum mi se mai spune, a venit și a făcut o reformă în viața bisericii, a înființat Ordinul Minorilor Conventuali, Ordinul Franciscanilor Minori Conventuali, care au revenit la acea sărăcie și la acea trăire a Evangheliei în simplitate. În simplitate. Și venim iarăși la Papa Francisc, care ne-a învățat ce înseamnă simplitatea. Ne aduce aminte, dacă citim puțin din biografia excelenței sale, descoperim lucruri extraordinare, cât de simplu a știut să trăiască și cum cred că va dori să impună cumva și bisericii o simplitate, să îndepărtăm lucrurile care complică viața. Pe final, vă rog să ne spuneți ce misiune va avea noul papă? Misiunea noului papă este o misiune destul de grea, vă dați seama, și vine după cei doi ultimii doi papi care au slujit foarte frumos biserica, papa de fericită amintire, Ioan Paul al II-lea, fericitul Ioan Paul al II-lea și papa Benedict al XVI-lea, acum, iată, este emerit, are misiunea de a reevangheliza. Anul acesta, în Biserica Romano-Catolică, se trăiește Anul Credinței, în care se încearcă o redescoperire a bucuriei credinței, pentru că, vedeți, oamenii se îndepărtează din ce în ce mai mult de biserică, de sacramente și cred că au un Dumnezeu al lor personal și uită de această dimensiune comunitară, a rugăciunii personale, în familie. Are această misiune de a evangheliza, apoi de a fi un păstor, un păstor adevărat. Ați văzut ce frumos a vorbit aseară, că vrea el, vă dați seama, ca suveran pontif, împreună cu poporul, să înceapă acest drum frumos în iubire și fraternitate. Și cred, cunoscând omul cu adevărat și pe cel sărac și pe cel bogat, va încerca să articuleze cât mai bine credința aceasta în lumea în care trăim. Credința frumoasă pe care ne-a dus-o Hristos, ne-a dus-o Mântuitorul și pentru a-i oferi omului această bucurie de a crede. Ce frumos este să crezi, ce frumos este să-L ai pe Dumnezeu alături de tine
ce frumos este și ați văzut ce frumos lucrează Dumnezeu, cum l-au ales tocmai pe Francis, tocmai pe acest cardinal de la capătul lumii, când toți aveau în minte alte nume. Fapt este că putem să fim conștienți că Duhul Sfânt, Dumnezeu, nu prea a citit zilele acestea mijloacele media și a lucrat așa cum știe El și a lucrat foarte bine. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru vorbele frumoase pe care le-ați spus. Noi continuăm jurnalul. Mai bine de jumătate dintre angajații celei mai mari universități